de Dumnezeule, sfinte tare, sfinte Părintoare, miește pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte Părintoare, miește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și puruia și în veci veci la mine. Preascură din mine și prin Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâniată, fără rină, suspine și mitrează și vinde de putințele noastre, pentru Sfântul meu Tău. Doamne ește, Doamne ește, Doamne ește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și puruia și în veci vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și puruia și în veci vecilor. Ce s-a săvârșit, odihnește Mântuitorul nostru. Sufletele adormiților robilor Tăi, păzindu-i pe dânșii cu viața cea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni. Pentru odihna Ta, Doamne, unde toți Sfinții Tăi se odihnesc, odihnește, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, te însuțești fără de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, eroi martire ai neamului românesc, din toate locurile și din toate timpurile, căzut pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea patriei și pentru reîntregirea neamului românesc, încă ne rugăm pentru adormiții robii lui Dumnezeu, eroi căzuți pe câmpul de luptă, în bătălia de la Spătărești, caporal Bunitru Matei, soldat Ioan Mare, soldat Petru Paraschet, soldat Vasile Ciornei, soldat Constantin Ionescu, soldat Ioan Mircioiu, soldat Sava Căluian, soldat Dumitru Panțăru, soldat Vasile Gornei, soldat Stancu Pascu, soldat Teodor Nistor, soldat Ioan Iordache, soldat Ioan Grănișteanu, soldat Haralambie Voicu, încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, profesor Vasile Ciurea, Ioan Dragoslav, Gheorghe și Maria Bârnav, proprietari ai moșiei Spătărești, încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, episcop militar ai armatei române, preasfințitul Istinea Anteculescu, preasfințitul Astroia, preasfințitul Partenie Ciopron, încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor Dumnezeu, preoți militari ai regimentului 16 infanterie fătice, preotul Constantin Grancea, preotul Grigore Zarescu, și tot neamul orice l-a dormit, și pentru ca să ni se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeul nostru să așeze sufletele lor unde dreptii se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Amen.
neam pomenirea lor și de păruri veșnica pomenire. Cernici părinți, distinși și stimați invitați. Anul acesta s-au împlinit 104 ani de când a avut loc bătălia de la Stătărești, în care aproximativ 500 de ostași români au învins și dezarmat aproape 10.000 de soldați ruși, care făceau parte din corpul 2 armată rus și care, după Revoluția Bolșevică, se întorceau în dezordine, provocând mari pagube. Cei 500 de bravi ostași români erau ostași ai regimentului 2 Grăniceri, mai exact, Batalionul 2 și o parte din ostașii regimentului 16 Dorobanți Făldiceni. În cinstea acestei mari victorii s-au ridicat două monumente. Un monument a fost ridicat în anul 1927 pe locul unde a avut loc bătălia. Și este vorba despre o troiță. Era o troiță din lemn de stejar, care a fost distrusă în al doilea război mondial de către militarii ruși. A fost repusă pe locul ei, în decursul timpului s-a degradat, s-a distrus, a dispărut. Și din anul 2019 avem din nou la Spătărești un monument ridicat eroilor de la Spătărești. Cel de-al doilea monument care s-a ridicat în cinstea victoriei din bătălia de la Spătărești este Monumentul Grănicerul. Monumentul Grănicerul a fost inaugurat pe data de 24 septembrie 1922. Deci anul acesta, imediat peste două zile, se împlinesc 100 de ani de la inaugurarea Monumentului Grănicerul. În cinstea centenarului Monumentului Grănicerul, cât și pentru comemorarea și cinstirea eroilor bătăliei de la Spătărești, Asociația Națională Cultul Eroilor, filiala Plăiești și Suceava, Primăria Municipiului Făldiceni și Școala Militară de subofițer de jandarm Petru Rareș Făldiceni, au decis să organizeze o serie de manifestări prin care cinstim eroii, practic. Aceste manifestări încep astăzi și au început deja aici în biserică, așa după cum se cuvine, cinstind și pomenind eroii, rugându-ne pentru ei. Pe eroi îi cinstim, amintindu-ne de ei, vorbind despre faptele lor de vitejie, cunoscându-le viața, transmisând mai departe datoria ca să fie ținuți minte și făcându-le slujbă de pomenire, adică să ne rugăm pentru odihna sufletelor lor. Ceea ce am făcut noi astăzi. Vor urma mâine alte evenimente legate tot de acest centenar, și sâmbătă, pe data de 24,
la Monumentul Grăncelu, va avea loc ceremonial religios și militar și tot ceea ce trebuie făcut pentru a ne cinsti eroii. Astăzi am început cu slujba de pomenire pentru eroi. Imediat după ce plecăm din biserică, observați aici jos o coroniță ceva. Și sunt trei culori acolo. Cele trei culori reprezintă drapelul Franței. Noi aici, în primul război mondial, am avut un ofițer francez și acest ofițer francez, el a murit cu ostașii regimentului 16 în celebra bătălie, celebra ca și gravitate, de la Oituz. Deci a murit ofițerul francez în mijlocul, în anul 2018, cu prilejul centenarului Marii Uniri, am crezut de cuvință că trebuie să facem și noi ceva. Și aici, în fața comandamentului, la ieșire, o să facem o scurtă oprire, să punem coronița, pentru că a plecat din Franța și a murit aici. Sunt lucruri foarte interesante despre ofițerul francez, pe care poate o să le auzim în sala de conferință. Dumnezeu să primească dragostea și jertfa pe care dumneavoastră a săpt-o pentru ca să răspunzi invitației noastre și să dea Dumnezeu să fie o zi bună și fiecare eroi să aibă de folosit în urma rugăciunilor noastre și noi să avem de folosit în urma întâlnirii noastre, care va fi cu siguranță una plăcută și constructivă. Dumnezeu să vă ajute. Mergem aici, în fața monumentului.